seara aceasta vom continua studiul nostru biblic din 2 Timotei, capitolul 3, versetul de la 1 până la versetul 5. Practic, suntem acum la cuvântul acesta neînduplecați. Să știți că în zilele din urmă, spunea Pavel, vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi printre 18 caracteristici neînduplecați. Ne vom opri în această seară la acest cuvânt. Vreau să repet din nou câteva lucruri care cred că sunt foarte importante și nu trebuie să uităm. Când Pavel spune că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, cuvântul acesta este mult mai greu, dacă vreți, în original, în greacă. El este cuvântul folosit în descrierea îndrăcitului din Gadareni, care spune Sfânta Scriptură că era așa de cumplit că oamenii fugeau de el, se temeau de el. Vremurile din urmă, spune Apostolul Pavel, vor fi vremuri absolut cumplite, îngrozitoare. În cuvântarea Domnului Iisus Hristos, El spune că vremurile acelea vor fi așa de grele, că oamenii își vor da sufletul de groază în de veștile care vor circula și de schimbările dramatice care vor fi în lume. Apoi am mai învățat pe parcursul timpului că toate semnele despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, că ele caracterizează sau preced venirea sa a doua oară, conțin efectul uman. Oamenii sunt cei care sunt autorii, într-un fel, a tuturor acestor semne. De la războaie, de la conflicte de toate soiurile, până la și pandemii, dacă vreți, care tot noi le provocăm prin vaccinele noastre și prin studiile noastre care n-ar trebui să le facem în domeniul care e exclusiv al lui Dumnezeu, acela al mecanicii fine al organismului nostru uman. Dar în seara aceasta ne vom ocupa de acești neînduplecați, oameni neînduplecați. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați dat de oameni de genul ăștia. Uneori am avut copii, așa, nu-i așa. N-am reușit să-i înduplecăm cu nimic. Indiferent ce am spus, au făcut-o tot pe dos. Cuvântul acesta este foarte interesant. În limba greacă este aspondoi, care înseamnă neînduplecați, neiertători, implacabili, necruțători, inumani, nemiloși. În dicționarele românești veți găsi oameni călcători de promisiuni și înțelegeri. Cu ăștia nu te poți înțelege, ăștia calcă orice înțelegere, orice tratat, ca rușii, nu? Care calcă toate tratatele și atacă, nu? În care nu poți avea încredere niciodată. Spărgător de armistițiu. Te împaci cu ei și a doua zi războiul e de la capăt. Nedemn de încredere, necredincioși, perfizi, răi. Ca și sinonime, vom găsi imediat energic, ferm, hotărât, inflexibil. Este și partea bună aici, că bine să fii hotărât, nu și ferm, dar sunt oameni cruzi, incapabili, necruțători, tari la cerbice. Este un cuvânt specific în Noul Testament, îl folosește primul martir Ștefan când se adresează evreilor că au fost tari de cerbice, au fost tari de cap. De aceea am și folosit acolo un scut din ăla de oțel, de așa, care îl foloseau mai ales grecii, nu să fie tar de cap în bătălie. Sunt oameni care nu se înduplecă sau nu pot fi înduplecați ușor, nu se lasă, au părerea lor ca trenul nu-i miști de acolo. Țin minte o experiență care am avut-o cu un neînduplecat de-a lungul anilor. Mi-a reproșat ceva că l-am nedreptățit pe el și familia lui. L-am invitat la birou să avem o discuție, să ne împăcăm. Nici vorbă. Trebuie să merg în fața adunării și să-mi cer iertare de la el în fața bisericii. Am fost de acord. Zice, da, dar tu te duci și zici ce vrei tu. Nu, nu așa, trebuie să stabilim exact ce să spui.
Și atunci am stat 2 ceasuri, poate mai bine, să stabilim exact ce o să spun. După 2 ceasuri, în sfârșit, am modificat cuvinte, fraze, le-am pus exact cum a vrut el. Și am spus, na bun, duminică dimineața mă duc la amvon și, uite, citesc exact ce am hotărât împreună. Ești mulțumit așa? S-a oprit așa, a stat un pic și zice, mă, tu ești tare șmecher. Ce tu te duci, spui treaba asta și tot tu e să ieși bine. Că-ți cer iertare și te împaci cu frații. No way, nici vorbă, salut. Nu accept niciun fel de plecare. A trântit ușa și a plecat. Este foarte greu să tratezi cu un inflexibil, cu un neînduplecat. Acum ziceam că fiecare dintre noi avem experiență cu proprii noștri copii, nu? Am încercat să-i înduplecăm, să se lase ba de una, ba de alta și exact ce am vrut noi, nu au făcut. A fost o perioadă în viața mea, așa copiilor mei, așa copiilor, în care mi-am dat seama că ăștia funcționează pe invers. Și atunci, ca să facă ceea ce trebuie, le interziceam să facă... Și atunci făceau pe dos și pe dos aia era, de fapt, ce doream eu de la el. Le spuneam, să nu strigi tare, ba, atunci strigau. Atunci le ziceam, mă, strigă tare, așa să te audă toți vecine. Atunci nu mai striga tare. Deci, a fost o perioadă când ai de-a face cu acești neînduplecați, când trebuie să dai comenzi inverse, să nu vii la mâncare. Mi-am aduc aminte de perioada copilăriei mele, nu, nimic nu era bun ce făcea mama. Și tata zice, na, bun, du-te și te joacă până mâncăm noi, că și așa mâncare cam puțină. Nu? Ieșeam afară și tot mă gândeam, bă, ăsta mă lasă flămând, domnule, uite ce părința mea. Mergeam înăuntru și mâncam și eu, ca toți ceilalți. În viața noastră fiecare există o perioadă din asta în care ne căutăm, vorba aceea, independența, vrem să ne arătăm autoritatea, nu? Independența de părinți. Și parcurgem o perioadă în când suntem neînduplecat. Forma aceasta neînduplecat vine, este de fapt forma negativă a lui înduplecat, a îndupleca. A îndupleca înseamnă a convinge, a decide, a determina, a face, a hotărâ, a îndemna, a pleca, a se pleca, deci te pleci în direcția respectivă, ca să nu devii neînduplecat, nu? Neînduplecat într-o definiție foarte interesantă înseamnă aprig, aspru, barbar, brutal, câinos. Astea sunt cuvinte în limba română care se referă exact la aspectul ăsta a neînduplecat. Câinos, barbar, brutal, crâncen, crud, crunt, cumplit, feroce, fioros, hain, inuman, necruțător, neiertător, neîmblânzit, neîndurător, nemilos, implacabil, sălbăticos. Limba română este extrem de bogată când vorbește despre caracteristica aceasta a omului încăpățânat, care nu face numai ce vrea el. Dar haideți să vedem cum s-a tradus cuvântul ăsta în edițiile Bibliilor în limba română. Eu tot vă spun și cred că unii dintre dumneavoastră mă ascultați, puneți-vă pe telefon aplicația asta, o cheamă e-Biblia, e-mic și biblia.ro. Veți găsi 30 de traduceri ale Bibliei în limba română, care le avem noi din istorie. Toate sunt acolo și le puteți citi întotdeauna. Puneți-vă aplicația aceasta pentru că este extraordinară. Eu am făcut pentru dumneavoastră o mică cercetare să văd cum a fost tradus cuvântul ăsta în diferite ediții, în diferite traduceri a limbii române. De exemplu, Biblia Catolică zice, oamenii sfârșitului vor fi înduplecabili, nu se vor lăsa înduplecați.
neînduplecați sau neînduplecabili. Este o mică diferență. Cel mai mult mi-a plăcut însă traducerea Noului Testament pe înțelesul tuturor, care zice că oamenii din urmă niciodată nu vor ceda în fața altora. Nu vor ceda niciodată în fața altora. Este cea mai expresia cea mai lungă dintre toate, dar și mai aproape de adevăr. Omul care nu cedează niciodată în fața altora, în fața altor opinii. A lui e cea mai bună și restul trebuie să îl lase în pace. Biblia Fidela a fost produsă la Cluj, nu de multă vreme, înseamnă călcători de pace, oamenii care calcă pacea. Te înțelegi cu el, te împaci cu el astăzi, mâine o ia de la capăt. Tot dușman ți-a rămas, indiferent, pace, pace, dar aia e numai salut. El nu cedează și nu este un călcător de pace permanent. Biblia de Iași se numește neprimitori de învoire. Nu te poți învoi cu ăștia, ăștia nu primesc niciun fel de învoire. Nu le faci pe voie niciodată la oamenii aceștia. Biblia de Blaj, de la Blaj, neprimitori de pace. Oameni care nu primesc pace, nu te poți împăca cu ei. Biblia de la Noul Testament, de la Alba Iulia, este de fapt primul Nou Testament tradus în limba română, 1650, este fără pace, oameni fără pace. Nu au nici, n-au pace și nici nu vor să facă pace cu nimeni. Cuvântul viu, o altă ediție, o altă traducere în limba română, înseamnă nemiloși, oameni care n-au milă, cu care nu te poți împăca, nu iartă pe nimeni și nu primesc, n-au milă de nimeni. Acestea sunt câteva traduceri, dacă vă uitați în toate celelalte 30 de Biblii, veți găsi probabil și altele. Asta mi s-a părut mie cele mai deosebite și le-am pus în lista care am pregătit-o pentru seara asta. Găsim în Vechiul Testament și o să luăm acum pe rând din Vechiul Testament o serie de citate biblice care conțin cuvântul respectiv sau sinonime ale cuvântului respectiv ca să înțelegem mai bine semnificația acestui cuvânt. Dar înainte de asta vreau să menționez că în casele noastre, în familiile chiar uneori a creștinilor, când soțul sau soția își calcă legământul căsătoriei, ai de-a face cu un om care a călcat pacea, a călcat un legământ, a călcat o învoială, un contract care s-a făcut, nu? Un jurământ. Este tot un om neînduplecat cu care nu te mai poți înțelege. Când noi ca și părinți, de exemplu, ne călcăm promisiunile făcute copiilor, și asta suntem vinovați cu toții, nu? Promite marea cu sarea și când colo ba uităm, nu? Și el sau ea nu uită. Ai zis? Am zis. Unde-i? Nu-i. Ne călcăm promisiunile și atunci copiii noștri își creează o impresie rea despre noi ca părinți, că suntem oameni care suntem neînduplecați, nu ne ținem de cuvânt, nu-i așa? Când patronul nu respectă promisiunile făcute angajaților, nu? Îl angajezi, îi promiți $100 pe zi, asta era 100 de lei pe zi, era în România, ăștia erau angajați excavatoarele cu barba, așa le ziceam noi, îi duceau pe vieții oameni din țara oașilor, și ăștia nu știau decât să sape. Și toate gropile, blocurile, toate erau săpate cu aceste excavatoare cu barbă, cum le ziceam noi, dar înțelegerea era făcută 100 de lei pe zi. Asta era înțelegerea. Ei, scandalurile au apărut imediat când șefii nu s-au mai putut ține de promisiune, nu? Trecut luna și n-a venit suta pentru fiecare zi. Asta se întâmplă foarte frecvent, nu? Cine ați fost, dacă ați fost angajați undeva, știți bine
că asta se întâmplă destul de frecvent. Când muncitorul apoi nu respectă angajamentul luat pentru lucru încredințat, nu? Găsești cotituri, pui 4 șuruburi în loc de 5, unul duce acasă, știți bine despre ce vorbesc, nu te ții de promisiune. Sau ca muncitorii mei, pocăiții tăi, cum zicea cineva, veneau la lucru luni cu trenul de marți și plecau sâmbătă cu trenul de vineri. Nu? E teribil să ai asemenea angajat, nu se țineau de promisiuni niciodată, nu-i așa? Când omul cu care te-ai împăcat, nu? Continuă ofensa, nu? Te-a înjurat, te împaci cu el, probite că nu te mai înjură, până când dai colțul și iar o face. Când o națiune își calcă înțelegerile sau pactul de neagresiune cu altă națiune, nu? Asta se întâmplă frecvent în lumea în care noi trăim. Și ultimul lucru care vreau să-l zic și ăsta e dureros, când facem promisiuni Domnului și nu ne ținem de ele. Ok? Ne călcăm. Doamne, am să mă rog, am să postez, n-am să mai fac, n-am să mă mai duc, n-am să mai zic. Și iar o zicem, și iar o facem, și iar ne ducem. Nu ne ținem de promisiuni. Haideți să vedem, deci, câteva versete din Vechiul Testament. Și în primul rând, națiunea lui Israel este caracterizată de Dumnezeu ca un popor încăpățânat, tare de cap. Încăpățânat, asta înseamnă tare de cap, hard-headed. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, neînduplecat. Așa nu poți să-i îndupleci prea ușor. Sunt foarte încăpățânați. Exodul 32:9, un alt verset pe aceeași temă. Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat. Numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce îți voi face, spune Dumnezeu. Sunt cuvintele Domnului aici ca un tată care, o să vedem noi ce urmează acum, un tată milos care niciodată nu pune bâta pe tine așa cum ai meritat de fapt, nu? Veți găsi expresia aceasta foarte des în cărțile lui Moise. Un popor încăpățânat. Un popor, practic, neînduplecat, care nu se lasă înduplecat, pe care nu vrea să asculte de poruncile lui Dumnezeu. Un alt loc în Scriptură este că poporul acesta era așa de neînduplecat că Dumnezeu propune lui Moise o altă soluție. Propune distrugerea completă acestui popor și construirea unei alte națiuni. Iată ce spune Domnul, mi-a zis, eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te vei face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta. Moise trebuia să fie mândru, nu? Wow! Doamne, ce extraordinară cinste îmi dai, nu? Îi omorâm pe toți ăștia și facem un popor nou. Moise nu accepte ideea Domnului, se luptă cu Dumnezeu și spune, Doamne, o să râdă faraon de noi, o să râdă lumea întreagă, istoria. Nu ne-ai scos din Egipt ca să ne omori acum aici? Iartă-i! Ba, la un moment dat zice, auzi, mai bine ștergem numele meu din cartea vieții decât să-i omori pe ăștia. Este gata de sacrificiu suprem pentru poporul lui. Un alt loc deosebit găsim că acest comportament de popor neînduplecat nu respectau de fapt legile lui Dumnezeu. Modul în care își manifestau această caracteristică, nu, de neascultare, de încăpățânare, de neînduplecare, este că nu ascultau poruncile lui Dumnezeu.
Iată ce spune profetul Isaia, 24, versetele 4 la 5. Mi s-a părut extraordinar versetul ăsta. Țara este tristă, slăită de puteri, locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Căpetenile poporului sunt fără putere, căci țara a fost spurcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. Deci, un neam încăpățânat, un neam neînduplecat, calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu și toată lumea suferă, întreaga țară suferă, întreaga creație suferă din pricina călcării de lege, călcării legilor de poporul lui Dumnezeu. Este un comportament a unui popor neînduplecat. O altă expresie foarte cunoscută și foarte des întâlnită în Biblie este inimă împietrită. Nu? Inimă împietrită. Neînduplecatul are o inimă împietrită. Este o inimă ca lui Faraon. Țineți minte că Dumnezeu îi zice lui Moise, eu am să împietresc inima lui Faraon și nu o să vă lasă să plecați nici după urgia asta. O să vină altă urgie, pentru că trebuie să ajungem la 10 urgii și atunci o să vă lase neînduplecatul de Faraon. Faraon este un exemplu a unui neînduplecat. Neînduplecatul are o inimă împietrită. Iată ce spune Exodul, capitolul 7, versetul 3. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Îi voi împietri ca să mai facem încă un semn, încă o minune până la cele 10. Exodul 14 cu 17. Eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele în țara Egiptului. Este o repetiție practică a aceluiași text. Tot în Vechiul Testament, redresarea din neînduplecare, din încăpățânare, nu poate să fie decât prin pocăință. Și profetul Zaharia, în capitolul 8, versetele 16 la 17, spune așa, iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați la porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Să vă împăcați, să existe relații bune. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb. Deci facem acum o înțelegere, dai strâmbă, știm bine că nu o să ne ținem de ea și arălăm de la capăt ca omul încăpățânat. Căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, spune Domnul. Dumnezeu urăște asemenea lucruri. Neînțelegerile, faptul că nu iubim și nu facem jurăminte drepte și nu ne ținem de ele. Haideți acum să trecem și prin Noul Testament câteva versete care par foarte frumoase și o să învățăm câteva lucruri practice de aici. Să ne ferim de această încăpățânare, de această neiertare, lipsă de pace și de neacceptare altora. Iată ce spune Pavel, că episcopul, dacă Dumnezeu cheamă pe cineva să fie episcop, spune apostolul, este un lucru excelent, numai că omul ăsta trebuie să fie ușor de înduplecat, nu trebuie să fie încăpățânat. Nu? My way or the highway. Nu? Trebuie să fie un om ușor de înduplecat, să poți comunica cu el, să te poți împăca cu el, să te mai și ierte. Când episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat. Ce înseamnă asta? Am eu ideea mea, puteți să ziceți voi ce vreți, ăsta e de țet. Să nu fie încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav. Eu cred că cu încăpățânatul te poți bate foarte ușor. Nu? Că dacă mai și bea ceva, atunci e dezastru. E dezastru.
Eu aveam niște muncitori pe șantier care beau, mai ales când primeau salariile, atunci beau. Și unul dintre ei era foarte arțăgos și venea la mine la birou să facă scandal cu mine. Și spunea, domnule, nu putem să discutăm. Dar de ce nu putem? Zic că nu suntem egali. Cum nu suntem egali? Ce ești tu mai grozav ca mine? Nu, dumneatale ești mai grozav. Dumneatale ai câteva cifre octanice mai mult decât mine și eu nu am, domnule. Dumneatale ai băut, eu nu. Nu suntem egali, nu putem să ne batem, nu? Așa scăpam câteodată ușor să nu am scandal cu el. Ei, episcopul omului Dumnezeu trebuie să fie maleabil, nu? Să fie ușor de înduplecat și să nu fie încăpățânat. Este o altă expresie foarte caracteristică pentru acest om cu care nu te poți înțelege. Omul acesta neînduplecat, neînduplecabil, nu? Care caracterizează vremea din urmă. Nu? Țin minte că odată într-un concediu, niște șmecheri de prin Mexic au pus ochii pe mine și pe doamna mea și au vrut să ne înduplece, să luăm ceva timeshare. Domnule, ne-am dus și am răbdat vreo o oră întreagă, tot ne-au povestit și la sfârșit, ce spui? Nu cumpărăm. What? Cum? Cum așa? Că toți, îmi pare foarte rău, noi suntem mai încăpățânați. Și am zis, uite-te la mine, domnule, uite, am aproape 70 de ani, multă vreme nu mai pot să vin până aici, la voi în concediu, trebuie să fiu și rațional, nu mai... Domnule, ne-au iertat și am scăpat. Dar când pune cineva ochii pe tine din experți ăștia care știu foarte bine cum să te înduplece, ok? Foarte mulți români, am auzit, au cumpărat timeshare și au dat bani și au fost convinși, nu? De oameni care știu foarte bine să te înduplece. În cuvântarea lui Ștefan, înainte de moarte, le-a spus-o pe șleau evreilor foarte dur, le-a spus, voi sunteți tari de cerbice, aveți captare, ok? Sunteți niște neînduplecați, oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Asta este caracteristica acestui om neînduplecat. Nici Duhul Sfânt, nici Dumnezeu nu-l lămurește. Asta nu cedează, nu lasă. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Spuneți-mi unul, zice, dați-mi, nu știau, că pe toți i-au omorât, pe toți i-au prigonit. Nu? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Păi, când au auzit ăștia, spune Sfânta Scriptură, că crâșneau din dinți, nu? Li s-a tăiat la inimă și au năvălit asupra lui și l-au omorât pe Ștefan. Oamenii tari de cerbice, o altă expresie biblică la cel care nu se lasă convins, neînduplecat. În vestirea Evangheliei, Pavel acționează asupra neînduplecării ascultătorilor lui. Pavel vorbește să-i înduplece pe oameni. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Mulți dintre ei au fost neînduplecabili, au făcut răscoală, l-au scos afară din cetate, l-au bătut și aproape l-au omorât pe apostolul Pavel. Pentru că cei care nu se lăsau înduplecați de Duhul Sfânt, oamenii aceștia devin violenți. În al patrulea rând, apostolul Pavel nu se lasă însă înduplecat de sfatul fraților de a merge la Ierusalim. Acum, aici este exact pe dos, stau lucrurile, neînduplecarea poate să fie și bună. Ar trebui să avem câteodată câte o încăpățânare din aceea, să nu ne lăsăm duși de alții. Nu?
Apostolul Pavel știa că la Ierusalim o să fie arestat și eu sunt convins că Duhul Sfânt mi-a spus, știa exact ce se întâmplă, unde se duce. Dar voia să meargă, să fie o mărturie în fața neamului său, să ducă cu Evanghelia până la Ierusalim. Au prorocit, au venit proroci din alte părți și i-au spus, l-au legat cu brâul, așa o să fie legat. Ascultați ce spune Pavel. Au început să plângă. Atunci Pavel a spus, ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Plângeau, frați, nu te duce, te arestează, te bagă la pușcărie. Romanii, plângeau, frații. Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-L putem îndupleca, spune textul, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. E bine câteodată să fii neînduplecat, dar în cele bune, în cele duhovnicești, nu? Țin minte că la serviciu, mai ales la Arad, unde lucram pe șantier, venea domnul Moșe, și-l chema, sper că mă aude. Domnul Moșe era omul de la CTC, un inginer care ne verifica la calitatea tehnică a executării construcțiilor. Și venea întotdeauna cam pe la 12, când era masa de 12, toată lumea scotea lanciu și întotdeauna șeful meu scotea și o litră de țuică. Ăsta avea o pică mare pe mine pentru că știa că sunt pocăit și nu beau și mă ispitea de fiecare dată să beau măcar o gură, domnule, măcar să mă fac că beau și eu ca el. Și am zis, nu, domnule, eu sunt un om care nu beau absolut deloc. Țin minte că domnul Moșe, la terminarea unei asemenea lanci, a stat la urmă și a venit la mine și m-a îmbrățișat și mi-a spus că mulțumește că în sfârșit a găsit un om care face ceea ce predică. El a găsit niște pocăiți undeva, a fost la o nuntă cu o fanfară dintr-o anumită biserică din oraș. Și atât au băut că s-au îmbătat aproape toți fanfariștii din biserica aia. Și zice, am crezut că și tu ești un pocăitor din ăla. E, câteodată trebuie să fii încăpățânat și să nu te lași convins de retorica și de avansurile celor din jur. Numai un fum, tragi și tu, bea și tu un pahar, să nu zică lumea. Trebuie să ții principiile și câteodată trebuie să le ții suferind. Trebuie să fii încăpățânat, câteodată. Apoi, în al cincilea rând, se spune despre Pilat că nu s-a lăsat înduplecat de mulțime pentru că dorea, de fapt, să-L elibereze pe Domnul Iisus. Am luat citatul acesta din Luca 23, versetul 20, din Noul Testament, pe înțelesul tuturor, care spune așa foarte frumos, Pilat nu se lăsă înduplecat și le vorbi din nou întrucât voia să-L elibereze pe Iisus. Deci, Pilat nu s-a lăsat imediat înduplecat de mulțime, a pledat cu ei, le-a oferit pe Baraba, a vorbit despre eliberarea unui întemnițat de sărbători. Le-a spus, s-a spălat pe mâini, nu găsesc nicio vină în el. Pilat nu a cedat așa de ușor. El a încercat să-i înduplece pe evrei să nu comită crima asta. Dar citim mai departe, tot în aceeași traducere, că marii preoți au înduplecat mulțimele să-l ceară pe Baraba. Cred că ăștia au umblat de la om la om din toată mulțimea. Ziceți Baraba, cine știe, ori mai dat ceva, dolari, ceva promisiuni, vii la mine la templu, sfințesc calul sau măgarul, eu știu. Și-au înduplecat mulțimile acelea să ceară pe Baraba, în timp ce mai mari preoților și oficialitățile evreiești au înduplecat mulțimile să ceară eliberarea lui Barnaba și moartea lui Iisus, spune același testament, Matei 27 cu 20. Când Pavel Apostol a fost acuzat de cei dintre neamuri, nu?
spune că el i-a înduplecat pe neamuri să creadă în Dumnezeu contrar religiei romanilor. Asta era vina apostolului Pavel. Îl învinuire pe Pavel că ar fi înduplecat oamenii să îi se închine lui Dumnezeu în maniere contrare legii romane, spune Fapte 21:14. Deci ați observat câteva dintre folosirile acestui cuvânt în Vechiul Testament și în Noul Testament. Cred că omul lui Dumnezeu trebuie să fie un om maleabil, un om cu care se poate discuta, un om care este gata să renunțe la binele, la drepturile lui, nu? Pentru pace, pentru armonie, pentru înțelegere între oameni. Domnul Iisus Hristos a spus, dacă te lovește peste un obraz, întoarce pe celălalt. Am vizionat cu soția în ultima vreme niște filme titrate de români, niște filme creștine excepționale, și am reținut o frază tulburătoare, zice, e adevărat că dacă întorci obrazul celălalt, s-ar putea ca dușmanul acela să staie gâtul. Nu numai să dea peste celălalt, dar să staie gâtul. Deci să fii pregătit și pentru asemenea ripostă. Dar să merite de dragul păcii să mai renunți. Dacă vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa, nu? Nu? Domnul zice, dacă un roman te forțează, pentru că asta era legea în timpul acela, un soldat roman putea să spună, hei, ia încoace, care tu rucsacul ăsta, nu? Și trebuia să-l duci o milă. Atât era în lege, o milă. După o milă puteai să-l pui jos dacă aveai curaj, nu? Domnul zice, dacă te forțează să duci povara aceea o milă, du două, nu? Două. Fă dublu. Fă de extra mile. Fă o milă în plus. De dragul păcii, de dragul înțelegerii, a armoniei între oameni. Noi așa de greu acționăm la mila asta a doua. Foarte greu. Foarte greu. Facem exact cât ni se cere, nu? Suntem ca și băieții mei, spuneam, măi, duceți scanul de garbage. Se duceau și îl duceau numai pe ăla de garbage, celălalt de recycle. Nu, că n-am zis. Ce n-ai zis? Dacă ziceai, îl duceam și pe ăla, dar n-ai zis. Nu facem extra mile, nimic. Nu facem nimic în plus. Nu cumva să păgubim cu ceva. Dar știți că această milă în plus convinge pe romanul ăla rău că tu ești un om deosebit și este gata să te întrebe ce fel de om ești tu de duci mai mult decât cere legea, nu? Ar trebui să lucrăm un pic la înduplecarea asta a noastră ca să nu ne încadrăm în această categorie a sfârșitului de oameni neînduplecabili, neînduplecați, oameni încăpățânați care nu se lasă, care își țin de ideile lor, cu care se vor duce, de fapt, și în fundul iadului. Haideți să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru că s-a lăsat înduplecat de dragostea care a avut-o pentru noi și a venit în lumea noastră, a luat povara păcatelor noastre, crucea și ne-a izbăvit prin jertfa sa de la cruce. Haideți să mulțumim Domnului!